Președintele Institutului de Investigații Publice și Politice, Daniel Dacă Morega, a lansat în noi atacuri la la adresa nivel PSD național. în cadrul conferinței de presă organizată zilele trecute. Asistăm la o nouă restaurație a baronilor din PSD, prin numirea lui Liviu Dragnea ca președinte interimar al PSD-ului. Asistăm la faptul că Ponta, într-un fel, este prizonierul și al lui Gabi Oprea de la UNPR, dar și al lui Liviu Dragnea, pentru că, iată, baronizarea nu este oarecum înfăptuită, ci cu bani. Ori la recenta rectificare și-au permis să taie de la sănătate 600 de milioane de lei, să taie de la investiții infrastructură 1 miliard de lei și să-l aloce ei 1 miliard aproape la baroni, la baroniada din teritoriu. Morega face deja previziuni legate de procentul pe care unele partide le vor obține la alegerile din 2016. PSD-ul, care probabil a fost inoculat în mintea oamenilor, având organizații bine implementate și oameni întipăriți în creierul oameni, o populație, electoratului, care să mă ierte Dumnezeu, nu mai putem vorbi de minim de cultură civică, reușește totuși să se mențină la un procent de circa 30%. Părerea mea că vor scade în continuare. Deocamdată nu pot să fac o estimare pe baza unor sondaje de opinie, nu le-am făcut nici la nivelul județului și abia prin septembrie-octombrie vom mai avea și alți factori care vor determina niște sondaje de opinie mai reale și în special după apariția și altor partide pe scena politică. UNPR-ul, așa cum am mai spus, s-a unit cu MAN. S-a unit Oprea cu MAN. Pentru că parlamentari, pe PDD-ul nu mai are niciunul. Parlamentarii sunt la Partidul Național Democrat, din câte știu, așa îl cheamă. Nu știu dacă au și hotărâre judecătorească, condus de Fenechiu. Și care, de fapt, din informațiile pe care le am, în toamnă, în septembrie, urmează să treacă parlamentarii, să fie absorbiți de către Partidul Social Românesc, de către PSRO. Cred, până la urmă, că și această fuziune între UNPR și PPDD, faptul că UNPR-ul n-a participat absolut deloc în alegeri, iar PPDD-ul este destrămat, este foarte posibil să nu intre dacă merg pe picioarele lor, merg singuri la alegerile locale și parlamentare, foarte posibil să nu intre. Să participe, dar să nu intre. Sau pe undeva maxim 5-6%. În septembrie și octombrie putem să dăm date mult mai clare. La fel și ALDE Tăriceanu și de Constantinu. Aceeași situație ca UNPR-ul și nu mai mă repet. Nici nu întreb pe cineva în teritoriul de ALDE, o să spună care ALDE, ALDE Ion, ALDE Gică sau ALDE Marin. E posibil să nu intre în Consiliul Județean și în Parlament sau să intre la limită. În schimb, PRM-ul categoric nu va reuși să intre, PRCCD-ul nu va reuși să intre, nici mă refer la Consiliul Județene și la parlamentare, dar am convingerea că Mircea Joană, împreună cu cei 18 plus 10, 28, 30 de parlamentari, pot să facă o figură frumoasă, iar PSRO-ul, în general, să obțină chiar procente de ordinul a 10% sau chiar mai mult, iar în Oltenia eu vă asigur că vor câștiga mai mult de 10%. Și spun acest lucru pentru că, de fapt, cunosc că au organizații județene deja înființate în toate județele din Oltenia. Ați văzut și declarația lui Mircea Joană de la Alba Iulia, la înființarea organizației județene de la Alba Iulia, că vor merge singuri în alegeri și, după câte știți, și în Gorj vor fi mai mulți care
vor veni în septembrie-octombrie la Partidul Social Românesc. Danilie Morega și-a exprimat și opțiunea politică pentru anul electoral 2016, în sensul că va fi anti-PSD. Vreau să vă declar în mod deschis că voi sprijini un partid mai mult sau mai multe partide anti-PSD. Și acest lucru nu o fac dintr-un interes personal, pentru că nu am niciun interes personal, o fac de interes general, ca omul care cunoaște lucrurile din interior și lipsa lor de implicare și de capacitate profesională, managerială și organizatorică privind dezvoltarea județului Gorj, acest lucru mă face ca să fiu un om permanent anti-PSD.